Bună ziua! Bine ați venit la o lecție de limba română pentru clasa a patra. Din acest manual, da? Cine are manualul, să-l deschide la paginile 42 și 43. Cine nu are manualul, să facă o captură de ecran. Această înregistrare este realizată la After School Joyful din București. Test de evaluare. Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele date. A fost odată ca niciodată că, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Trăiau odată un iac și un zimbru, care s-au împrietenit la cataramă. Iacul trăia pe culmile abrupte ale muntelui Himalaya, iar zimbrul la câmpie. Era greu să-și mențină prietenia, fiindcă zimbrul obișnuit să meargă pe câmpie de fiecare dată când urca la munte să-și viziteze prietenul, obosea, amețea și simțea că puterile îl părăsesc. Iacului i se întâmpla tocmai invers. Când cobora la câmpie, i se făcea foarte cald, își pierdea toată energia și abia se mai putea târâ înapoi. Când și-au dat seama amândoi cât se chinuiau, unul urcând și altul coborând, s-au întrebat: ce putem face? Însă niciunul nu găsea nicio soluție. Într-o zi au auzit vorbindu-se despre un înțelept care trăia în junglă. S-au hotărât să-i ceară sfatul. Au mers mult și bine până să ajungă la refugiul lui. Înțeleptul i-a primit, iar ei i-au povestit cu lacrimi în ochi necazul lor. Cel mai important în viață este să găsești, dacă se poate, punctul de echilibru. Punctul de echilibru? L-au întrebat cu mirare bovinele. Da, a spus înțeleptul. Și asta ne ajută prietenia? Desigur, i-a asigurat bătrânul. Vă voi spune ce aveți de făcut. Căutați împreună un teren intermediar în care să vă puteți întâlni ori de câte ori veți dori să vă vedeți. Fiecare dintre voi să cedeze puțin. Tu, iacule, să cobori până unde nu ți se va face rău, iar tu, zimbrule, să te sui doar cât îți va sta în putință. Vă veți întâlni pe acest teritoriu de mijloc. Fiecare va ceda un pic și așa veți găsi punctul de echilibru. I-au ascultat sfatul și, din ziua aceea, zimbrul și iacul s-au văzut mult mai des. Până la urmă au găsit cea mai bună metodă pentru a-și ține în viață prietenia. Al doilea text este Gânduri din fotoliu. Este o lecție importantă, dragii mei, cea pe care au învățat-o iacul și zimbrul de la bătrânul înțelept. Și nouă ne prinde bine, de ce să nu recunoaștem? Cei pe care îi iubim sunt diferiți de noi. Tocmai lucrul acesta ne atrage la ei. Ca să le fim aproape, trebuie să găsim la rândul nostru calea de mijloc prin care să putem accepta atitudini, păreri, reacții diferite la tot ce ne înconjoară. Să facem în așa fel încât să ne fie bine și nouă și lor. Și să mai știți de la mine un secret. La rândul lor, adevărații voștri prieteni trebuie să facă la fel. Punctul de echilibru al unei prietenii este cheia tărâmului imaginar, al respectului reciproc și al toleranței, în care jucăm pe rând fiecare jocurile preferate ale celuilalt. Cred că am înțeles ce vrei să zici mie un nou. Eu nu mă amestec în casoleta lui Azorel,
iar el să facă bine să nu-și bage nasul în cronțănelele mele. Nu-i tocmai ce încercam să vă spun, dar începutul e bun, draga mea. Exercițiul 1. Adevărat sau fals? A. Punctul de echilibru de Angelica Lambru este un text informativ. Fals. B. Personajele textului sunt imaginare. Adevărat. C. Personajele textului sunt un iac, un zimbru, un înțelept, povestitorul și Snowy. Fals. Exercițiul 2. Bifează varianta corectă. A. Unde trăia zimbrul? La câmpie, la munte, ori în junglă? Varianta A este cea corectă, la câmpie. B. Ce soluție le-a recomandat înțeleptul pentru problema lor? A. Un punct de greutate. B. Un punct de echilibru. C. Un punct de vedere. Răspunsul corect este B. Un punct de echilibru. C. Ce trebuia să facă iacul pentru a ajunge la terenul intermediar? A. Trebuia să urce. B. Trebuia să coboare. C. Trebuia să stea pe loc. Răspunsul corect este B. Trebuia să coboare. Exercițiul 3. Recunoaște personajul după propriile acțiuni. Notează în dreptul fiecărui personaj literele corespunzătoare. A. Obosea. Zimbrul. B. I se făcea foarte cald. Iacul. C. Simțea că puterile îl părăsesc. Iacul. D. Își pierdea toată energia. Iacul. La C este zimbru, scuze. Deci, încă o dată, C. Simțea că puterile îl părăsesc. Zimbrul. Își pierdea toată energia. Iacul. Amețea. Zimbrul. Abia se mai putea târâ înapoi. Iacul. Exercițiul 5. Scrie cuvinte cu sens asemănător. Cuvintele cu sens asemănător, v-am mai spus și altă dată, se numesc sinonime. Primul cuvânt este refugiu, sinonimul cuvântului refugiu este ascunziș. Al doilea cuvânt este tocmai. Sinonimul cuvântului tocmai este chiar. Și al treilea cuvânt, al treia expresie este aș da seama. Sinonimul acestei expresii este a înțelege, a realiza. Exercițiul 5. Găsește în text cuvinte și expresii cu sens asemănător. Teren intermediar. Expresia cu înțeles asemănător este teritoriu de mijloc. Punct de echilibru. Expresia cu înțeles asemănător este cale de mijloc. Sfat. Sinonimul este povață. Dar nu l-am găsit în text, pentru că nu este niciun sinonim al cuvântului sfat în text. Exercițiul 6. Răspunde la întrebări. A. Unde trăia iacul? Iacul trăia pe culmile abrupte ale muntelui Himalaya. B. Ce i-a sfătuit bătrânul înțelept pe cei doi prieteni? Bătrânul înțelept i-a sfătuit pe cei doi prieteni să caute împreună un teren intermediar unde să se întâlnească, să cedeze fiecare câte puțin și așa vor găsi punctul de echilibru. C.
Cum explici faptul că la câmpie iacului se făcea foarte cald? Acest lucru poate fi explicat în felul următor. Sus la munte este mult mai răcoare, temperatura este mai rece decât la șes. La șes, la câmpie, temperatura este mai ridicată decât la munte. Iacul era obișnuit să trăiască la o temperatură mai scăzută. Și pe măsură ce cobora către câmpie, vremea se încălzea, era din ce în ce mai cald și din cauza aceasta și lui era cald. Exercițiul 7 completează diagrama cu cel puțin 3 asemănări și 3 deosebiri. Dragii mei, observați că diagrama are un spațiu special dedicat iacului, un alt spațiu special dedicat zimbrului și un spațiu suprapus. Cele două ovale se suprapun și acolo scrie asemănările dintre ei doi. În partea în care scriem despre iac, vom scrie așa: i se făcea cald când cobora. Își pierdea energia, abia se mai putea târâ înapoi. În partea roz, unde scriem despre zimbru, vom scrie: trăia la câmpie, obosea când urca, amețea, îl părăseau puterile. Deci, încă o dată, despre iac, numai în această porțiune care îi este dedicată, numai în bucățica asta, scriem: trăia pe munte, i se făcea cald când cobora, își pierdea energia, abia se mai putea târâ înapoi. Acum despre zimbru, în bucățica asta roz, aici vom scrie: trăia la câmpie, obosea când urca, amețea, îl părăseau puterile. Și în porțiunea aceasta, unde cele două ovale sunt suprapuse și scrie asemănări, vom scrie: erau prieteni, doreau să se întâlnească, voiau să petreacă timp împreună. Bun. Exercițiul 8 recitește fragmentul încadrat: cine este Snowy? Snowy este o pisicuță. B. Transcrie cuvântul care te-a ajutat să găsești răspunsul. Cuvântul care m-a ajutat să găsesc răspunsul este mieună. C. Subliniază substantivele. Aici nu este foarte clar care substantive să le subliniem, din chenarul punctat sau din tot textul. Așa că eu am să vă spun care sunt substantivele din tot textul. O lecție, iacul, zimbrul, bătrânul, lucrul, calea, calea de mijloc, atitudini, păreri, reacții, treci la loc, Irina. Un secret, prieteni, punctul de echilibru, prietenii, cheia tărâmului, imaginar, respectului, toleranței, jocurile, Snowy, casoleta, lui Azorel, nasul, cronțănelele, începutul. Exercițiul 10 îl veți lucra voi singuri, pentru că niciodată nu o să facem compuneri împreună. Dacă le-am lucrat împreună, ele m-ar reprezenta pe mine și felul în care gândesc eu, care, bineînțeles, e diferit de felul în care gândiți voi, diferențele fiind generate de diferența de vârstă dintre noi. La revedere!